un eveniment important în această zonă a țării. Văd că au venit și studenții pe lângă fermieri. Este un lucru extraordinar, nu ne-am așteptat, dar se pare că s-au aliniat cumva planetele, pentru că profesorul coordonator al grupei de studenți care a venit cu autocarul acum la evenimentul din Călăraș este și clientul Titan Machinery, fiind și fermier în același timp, și mie mi se pare un lucru fantastic să ai o grupă de 20-25 de oameni care să vină să se intereseze de tehnologie. Suntem în a patra locație de Field Days, caravana o să continue în partea de vest a țării. Am schimbat cumva portofoliul pe care îl prezentăm, fiecare zonă în funcție de ce nevoi există, dar văd că există interes, vremea ne ajută, tehnologia este absolut de vârf și mai este loc încă de evoluție. Agricultura astăzi nu mai poate fi progresivă fără sisteme avansate pentru agricultura de precizie. Nu mai putem face agricultură durabilă fără să folosim GPS, fără să folosim cele mai înalte tehnologii. De aceea, în ultimii 3 ani, Titan Machinery a dezvoltat un concept propriu de sistem de autoghidare sau ghidare manuală, marca T-Line, este un brand propriu al Titan Machinery. Vorbim aici, pe de o parte, de un sistem de autoghidare care este compus dintr-un volan deosebit de calitativ, monitor tactil, multicolor, rezistent la intemperii, la șocuri, un monitor de 10 inci din cameră și, bineînțeles, din antenă. În această primăvară este foarte important de menționat faptul că Titan Machinery România oferă acest sistem de autoghidare T-Line Pro Track la un preț promoțional de 3.790 de euro, împreună cu un an de abonament gratuitate la semnalul de precizie RTK Plus de 2,5 cm. Este vorba despre un sistem de autoghidare marcă proprie a Titan Machinery România, care folosește semnalul de precizie RTK Plus, la fel dezvoltat de Titan Machinery România, și este vorba despre un sistem care este compatibil cu orice marcă de tractoare agricole. Avem o colaborare destul de lungă, să spunem așa, legat de Titan Machinery. Folosim utilaje tractor, plug, disc, semănători, luate de la Titan. Sunt utilaje de top, își fac treaba, și merită toți bănuții și se cunoaște în producții. Prezentăm aici astăzi, pe zona de sud, o zonă dedicată unei agriculturi intensive, un combinator, cultivator greu, cu dinți rigizi, pe numele său Top Down. Este un concept format ca o rachetă în patru timpi, și anume o parte de discuri în față, o parte de ancore la mijloc, o parte de nivelare și o parte de recompactare. Toate cele patru lucrează, desigur, la unison, reglabile fiecare independent, spre deosebire de alte utilaje de pe piață care, dedicate fiind cu ancore, nu pot ridica ancorele. Noi putem suspenda inclusiv ancorele dacă dorim, și face o lucrare intensă până undeva spre 30-32 de centimetri adâncime. Seceta a devenit din ce în ce mai accentuată în ultimii ani și rezultatele noastre din punct de vedere profitabilității au fost semnificativ afectate. Ca urmare, toată lumea se gândește să schimbe ceva din punct de vedere al acestui aspect, și achiziționarea echipamentelor de irigat este, cred, în opinia mea și nu numai a mea, extrem, extrem de importantă. Va trebui să căutăm surse de finanțare și să ne bugetăm în așa fel încât să reușim să acoperim o suprafață cât mai mare din fermă cu echipamente de irigat performante, și cei de la Titan Machinery vin în acest sens cu o ofertă foarte, foarte generoasă și din punct de vedere tehnic și din punct de vedere financiar. Partea de irigații devine aproape prioritară în orice fermă, iar investiția într-un sistem de irigații devine prioritară din ce în ce mai clar. Variant Irrigation sunt principalii noștri colaboratori pe partea de irigații. Este un utilaj construit în cea mai mare parte într-o facilitate deschisă lângă Târgu Jiu, în județul Gorj. Și avem aici un echipament de irigare combinat, care funcționează atât într-un sistem liniar, cât și într-un regim pivotant. Lungimea acestui echipament este de 405 metri, este construit din două tronsoane de câte 61 de metri, restul tronsoanelor având 66,7 metri, și pentru a ajunge la cei 405 metri, completăm cu o consolă de 15,3 metri.
calitatea materialului este una demonstrabilă, rețetele există de compoziția ferului, toate elementele de structură și de prindere sunt sănătoase, sunt puse la locul lor, vizibil, pentru asta noi oferim o garanție de 10 ani de zile. Părțile de mobilitate, cât și părțile funcționale, cum ar fi duzele, aspersoarele, tunul de capăt, pe lângă faptul că sunt achiziționate de la furnizori consacrați, noi ne asumăm acest lucru printr-o garanție de 36 de luni.